Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a criticat recent tendințele unor partide de a recurge la plângeri penale în competiția electorală, subliniind faptul că votul cetățenilor este soluția corectă pentru disputele de ordin politic. El a reamintit perioada în care reprezentanții PNL au depus plângeri penale pentru a împiedica anumite candidaturi, inclusiv la nivel județean, exprimându-și totodată nemulțumirea față de decizia recentă a Curții Constituționale privind candidaturile Ianei acesta a declarat că ar fi fost de preferat ca Șoșoacă să participe la alegeri și așteaptă cu interes motivarea deciziei CCR, solicitând ca aceasta să fie bine argumentată. Totodată, acesta a criticat ipocrizia partidelor PNL și USR, amintind că în trecut aceleași formațiuni au susținut măsuri drastice împotriva PSD și acum inițiază proiecte legislative pentru desființarea partidelor AUR și SOS. Purduzeu a subliniat necesitatea ca deciziile CCR să fie pronunțate simultan cu motivările, făcând o paralelă cu cerințele din domeniul penal, unde acest lucru este deja obligatoriu pentru a evita inflamarea inutilă a opiniei publice.